În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Aleși de Dumnezeu, așa cum ne spune titlul rugăciunilor de astăzi, prima zi a Octavei, suntem adunați ca de obicei în capela noastră, unde în orașul nostru, în Iași, se încep aceste rugăciuni. Rugăciuni prin care invocăm de la Dumnezeu unitatea. Așa cum spunea Sfântul Părinte Francisc ieri, întotdeauna dialogul este superior confruntării. De aceea, indiferent de condițiile în care suntem nevoiți să facem aceste rugăciuni, ele se vor înălța din inima noastră spre Stăpânul la toate, pentru ca în cele din urmă toți să fie una. Ca de obicei ne conduce în această rugăciune Preasfințitul Iosif Păuleț, episcopul diecezei noastre, iar noi suntem alături în această înălțare a rugăciunii noastre spre Dumnezeu, pentru ca El, în cele din urmă, să ne asculte și să ne împlinească dorința unității. Dragi frați și surori în Hristos, suntem adunați aici, la seminarul nostru din Iași, ca să ne rugăm pentru unitatea creștinilor și reconcilierea în lume. Diviziunile dintre creștini există de secole. Ele sunt pentru noi motiv de mare tristețe și sunt contrare voinței lui Dumnezeu. Noi credem în puterea rugăciunii, în unire cu creștinii din întreaga lume, oferim rugăciunile noastre pentru această intenție, încercând în același timp să depășim ceea ce ne separă. Anul acesta, tema aleasă pentru săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor de către comunitatea de la Grand Cham din Elveția este următoarea: rămâneți în iubirea mea și veți aduce mult rod. Este marea dorință a lui Dumnezeu, exprimată de Iisus, să ne întoarcem la El și să rămânem la El. El ne așteaptă neobosit, sperând că, uniți cu El în iubire, vom da roade de viață pentru toți. Să nu ne întoarcem cu spatele la celălalt, de frică, de diferență, și să vedem doar ceea ce ne separă. Nu e bine așa. Să ascultăm cum ne cheamă Hristos să rămânem în iubirea Lui și să dăm roade din belșug. În momentele de rugăciune care urmează, vom aminti chemarea lui Hristos și ne vom întoarce la iubirea Lui, punându-L din nou pe Domnul în centrul vieții noastre, pentru că drumul unității începe în intimitatea relației noastre cu Dumnezeu. A rămâne în iubirea Sa ne întărește în căutarea unității și împăcării cu ceilalți. Dumnezeu deschide inimile noastre spre cei care sunt diferiți de noi. Acesta este un rod important, darul vindecării diviziunilor care există în noi, între noi și în lume. Cu această introducere trecem acum la rugăciunea pentru iertare și reconciliere.
Doamne, Tu ești viticultorul care ne îngrijește cu iubire. Tu ne chemi să vedem frumusețea care este în fiecare mlădiță unită cu vița și frumusețea fiecărei persoane. Însă de multe ori, noi, Doamne, ne temem de diferență, ne concentrăm pe noi înșine, încrederea noastră în Tine se estompează și dușmania crește între noi. Vino, Doamne, și îndreaptă din nou inimile noastre spre Tine. Dă-ne să trăim din iertarea Ta pentru a putea merge împreună lăudând numele Tău. Duhule Sfânt, Tu creezi și recreezi biserica pe fața pământului. Vino și șoptește în inimile noastre rugăciunea pe care Iisus a adresat-o Tatălui în ajunul pătimirii sale, ca toți să fie una pentru ca lumea să creadă. Doamne Iisuse, Principe al Păcii, aprinde focul iubirii Tale în noi, pentru ca să înceteze în biserică neîncrederea, disprețul și neînțelegerile. Fă să cadă zidurile care ne despart. Sfânt, mângâietorul tuturor, deschide inimile noastre spre iertare și împăcare și întoarce-ne de pe căile noastre pierdute. Doamne Iisuse, blând și smerit cu inima, dă-ne sărăcia în duh, astfel încât să ne lăsăm surprinși de neașteptatul harului Tău. Duhule Sfânt, care nu abandonezi niciodată bărbații, femeile și copiii care sunt persecutați pentru că sunt credincioși Evangheliei, dă-le putere și curaj și sprijină-i pe cei care îi ajută. Dumnezeul viei unice, Tu care ne chemi să rămânem în iubirea Ta în tot ceea ce spunem și facem, îmbogățiți de bunătatea Ta, dă-ne să fim o reflexie a iubirii Tale în casele și la locurile noastre de muncă. Fă să putem construi punți care să depășească tensiunile și discordiile noastre. Așa Te rugăm prin Hristos Domnul nostru. Și acum ne dispunem sufletește pentru ascultarea și meditarea cuvântului lui Dumnezeu. Să ne rugăm. Iisuse Hristoase, Tu ne cauți, vrei să ne oferi prietenia Ta și să ne duci la o viață tot mai deplină. Dă-ne încrederea pentru a răspunde la chemarea Ta, astfel încât să ne lăsăm transformați și să devenim martori ai tandreții Tale față de lume, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Citire din Cartea Genezei. În zilele acelea, Domnul i-a spus lui Abram, ieși din țara ta și din neamul tău
și din casa tatălui tău spre țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare, te voi binecuvânta și voi face mare numele tău și vei fi o binecuvântare. Îi voi binecuvânta pe cei care te vor binecuvânta, iar pe cei care te vor blestema, îi voi blestema. Și prin tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Abraham a plecat după cum i-a spus Domnul. Cuvântul Domnului. Fie, Doamne, mila Ta asupra noastră, precum și noi am sperat în Tine. Fie, Doamne, mila Ta asupra noastră, precum și noi am sperat în Tine. Drept este cuvântul Domnului și toate lucrările sale sunt vrednice de crezare. El iubește dreptatea și judecata, pământul este plin de bunătatea Domnului. Fie, Doamne, mila Ta asupra noastră, precum și noi am sperat în Tine. Iată, ochii Domnului sunt îndreptați spre cei care se tem de El, spre cei care nădăjduiesc în mila Lui, ca să scape de la moarte sufletele lor și să-i hrănească în timp de foamete. Fie, Doamne, mila Ta asupra noastră, precum și noi am sperat. Sufletul nostru îl așteaptă pe Domnul, pentru că El este scutul și apărătorul nostru. Fie, Doamne, mila Ta asupra noastră, precum și noi am sperat în Tine. În multe rânduri și în multe moduri părinților noștri prin profeți, Dumnezeu în aceste zile din urmă ne-a vorbit nouă prin Fiul. Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp Ioan stătea din nou împreună cu doi dintre discipolii săi și privindu-l pe Iisus care trecea, a zis: Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu. Cei doi discipoli ai săi l-au auzit vorbind și l-au urmat pe Iisus. Iisus, întorcându-se și văzându-i că îl urmează, le-a zis: Ce căutați?
ei au spus: Rabi, ceea ce tradus înseamnă învățătorule, unde locuiești? El le-a zis: veniți și vedeți. Așadar au venit și au văzut unde locuiește și au rămas la el în ziua aceea. Era cam pe la ceasul al zecelea. Unul dintre cei doi care l-au auziseră pe Ioan și îl urmaseră pe Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. Acesta l-a găsit mai întâi pe fratele său Simon și i-a spus: l-am găsit pe Mesia, care tradus înseamnă Hristos, și l-a adus la Iisus. Privindu-l, Iisus i-a zis: tu ești Simon, fiul lui Ioan, tu te vei numi Chefa, care înseamnă Petru. A doua zi voia să plece în Galileea și l-a găsit pe Filip. Iisus i-a zis: urmează-mă. Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip l-a întâlnit pe Natanael și i-a zis: l-am găsit pe cel despre care au scris Moise în lege și profeții, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Dar Natanael i-a zis: poate fi ceva bun din Nazaret? Filip i-a zis: vino și vezi. Iisus l-a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el: iată cu adevărat un israelit în care nu este viclenie. Natanael i-a zis: de unde mă cunoști? Iisus i-a răspuns și i-a zis: înainte de a te fi chemat Filip, te-am văzut stând sub smochin. Natanael i-a răspuns: Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Regele lui Israel. Iisus a răspuns și i-a zis: pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Vei vedea lucruri mai mari decât acestea. Și i-a zis: adevăr, adevăr vă spun, veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu urcând și coborând deasupra Fiului Omului. Cuvântul Domnului. Excelență voastră, iubiți frați și surori în Hristos! Așa cum s-a amintit deja, tema din octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor din acest an se inspiră din cuvintele lui Iisus din Evanghelia după Sfântul Ioan: rămâneți în iubirea mea și veți aduce rod mult. Astăzi, în prima zi a octavei, suntem invitați să medităm asupra chemării din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care a privit mai întâi spre noi și ne-a chemat să trăim în și din iubirea Sa. Fiind într-o casă de formare la Sfânta Preoție, cuvintele lui Iisus din Evanghelia după Sfântul Ioan, care ne însoțesc astăzi în drumul de rugăciune pentru unitatea creștinilor, răsună și mai puternic: nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am pus să mergeți și să aduceți rod, iar rodul vostru să rămână. Inițiativa este mereu a lui Dumnezeu. Dumnezeu adresează chemarea, iar omul trebuie să caute, să discearnă, să primească și să trăiască experiența întâlnirii cu Domnul pentru a aduce apoi rod mult. Am ascultat la prima lectură chemarea lui Abraham, un fragment scurt din Cartea Genezei, cu o introducere și trei elemente. Introducerea fragmentului este foarte simplă. Domnul i-a spus lui Abraham. În această introducere parcă totul se reia de la zero. Parcă suntem conduși la prima pagină din Sfânta Scriptură, când Dumnezeu a zis să fie lumină, și așa a fost. Ne aflăm în fața inițiativei lui Dumnezeu. Nu Abraham l-a căutat pe Dumnezeu, dar Dumnezeu l-a căutat pe Abraham. Este cuvântul lui Dumnezeu care intră în dialog cu Abraham și creează istoria mântuirii. Ce cuprinde acest cuvânt? Trei elemente.
Mai întâi Dumnezeu îi spune lui Abraham, ieși din țara ta. Nu o simplă părăsire a ambientului familiar, ci o despărțire radicală de patrie, de familie, de mentalitate, de cultură. A lăsat totul și a merge spre un loc indicat de Dumnezeu, un loc misterios, care nu este prezentat dinainte. Al doilea element care compune fragmentul este format din 6 verbe la viitor. Te voi binecuvânta, voi face din tine un neam mare, voi face mare numele tău și așa mai departe. De 5 ori se repetă în aceste versete cuvântul binecuvântare. Dumnezeu îi promite binecuvântarea lui Abraham. Și al treilea element care compune fragmentul, Abraham a plecat după cum i-a spus Domnul. Abraham a plecat fără să știe unde merge, dar a plecat cu o puternică încredere în Dumnezeu. La fel se întâmplă și cu viața noastră. De fiecare dată când se începe un drum definitiv în viață, fie că este viața de familie, fie că este vorba de preoție sau viața consacrată, se pornește fără să se știe cu exactitate cum va arăta drumul. Important este să se plece cu o încredere mare în Domnul, așa cum a plecat Abraham. Uneori aici apare problema. Când cineva ține cu tot din adinsul să împlinească proiectul său, planul său și nu planul lui Dumnezeu. Dacă nu reușește, atunci începe să fie frustrat. Când însă are în cap proiectul lui Dumnezeu, totul se schimbă. Pentru aceasta avem nevoie ca mai întâi să identificăm planul lui Dumnezeu. Fragmentul evanghelic ce tocmai l-am ascultat ne pune în fața imaginii unor astfel de persoane aflate în căutarea identificării planului lui Dumnezeu. Oamenii din fragmentul evanghelic de astăzi, cei care îl urmează pe Iisus, nu au răspunsuri imediate, dar le caută. Nu au pretenția că au găsit deja ceea ce căutau, dar se pun în mișcare, cer, merg să vadă. Unde se petrec scenele descrise în Evanghelie? Evanghelistul Ioan nu ne spune cu exactitate locul unde se petrec scenele întâlnirii cu Iisus, invitându-ne parcă și pe noi să ne regăsim în aceste scene. O primă scenă se deschide cu Ioan Botezătorul care îl arată pe Iisus celor doi discipoli, spunându-le, iată-L pe Mielul lui Dumnezeu. Imediat aceștia, fără să spună nimic, îl urmează pe Iisus. Dacă la alți evangheliști ucenicii îl urmează pe Iisus ca răspuns la o chemare, la evanghelistul Ioan ucenicii îl urmează pe Iisus fără să fi primit o astfel de invitație. Privind spre cei doi ucenici, avem poate impresia că ei nu știau încă sigur ce caută. Faptul de a nu spune nimic, ci de a-L urma pur și simplu pe Iisus, ne duce cu gândul apoi că poate aceștia erau rușinați să exprime dorința inimii lor. Iisus este Cel care se oprește, se întoarce spre ei și îi ajută să exprime ceea ce doreau. Iisus îi întreabă, ce căutați? Iar ei răspund cu o întrebare, Învățătorule, unde locuiești? Ucenicii exprimă dorința lor, căutarea lor, golul lor interior și Iisus le propune trăirea unei experiențe. Veniți și vedeți. De altfel, în Evanghelia după Sfântul Ioan, adesea Iisus face să iasă în evidență lipsa pe care unul sau altul o poartă în inimă. Ne gândim aici la soții din Cana care nu mai au vin, la femeia samariteancă care nu are un soț, la mulțimile care urmează pe Iisus și nu au pâine, la exemplul cu discipolii aflați pe malul lacului Tiberiade după învierea lui Iisus și care nu au prins nimic. Diferite exemple ce exprimă o lipsă, un gol ce este umplut de intervenția lui Iisus. Acest lucru ne ajută să înțelegem cu Iisus, cum Iisus întâlnește pe fiecare în mod diferit, plecând de la propriul gol interior pe care îl umple, producând o schimbare. Pentru cei doi ucenici, totul începe prin curajul de a pune în fața lui Iisus golul propriei inimi pe care Iisus nu-l umple cu o obligație, cu o sarcină sau cu o doctrină, ci îl umple cu o relație. Veniți și vedeți.
Aceeași frază Iisus o repetă la finalul fragmentului evanghelic în dialogul cu Nicodim, când îi spune acestuia: pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Vei vedea lucruri mai mari decât acestea. Și continuă Iisus: adevăr, adevăr vă spun, veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu urcând și coborând deasupra Fiului omului. Iisus pare a spune aici: dacă aveți curajul să faceți această primă experiență, o simplă experiență, veniți și vedeți, veți vedea apoi lucruri mult mai mari. Discipolii pun în fața lui Iisus o dorință care aparține celei mai simple familiarități între persoane. Învățătorule, unde locuiești? În realitate, ei cer lui Iisus ceva mult mai profund. Învățătorule, cine ești? Casa este locul unde se locuiește, dar este în același timp intimitatea, relația, identitatea unei persoane. Casa spune multe despre fiecare dintre noi. La întrebarea cine ești, Iisus nu răspunde vorbind despre sine. Nu propune o cristologie, dar invită să se trăiască o experiență. Doar așa poate fi cunoscut Iisus cu adevărat. A ști despre Dumnezeu, a avea noțiuni despre Dumnezeu, nu înseamnă automat a-L cunoaște pe Dumnezeu. Mulți creștini știu câte ceva despre Dumnezeu, dar poate nu-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu. Este interesant cum Andrei, împreună cu celălalt ucenic, în primă fază se adresează lui Iisus numindu-L Învățătorule. Când revine după ce a stat cu Iisus, acesta îi spune fratelui său Petru: L-am găsit pe Mesia. Locuind împreună cu Iisus, Andrei a făcut drumul de la învățător la Mesia. Iar acest lucru s-a întâmplat deoarece a rămas împreună cu Iisus Hristos. Evanghelistul Ioan nu spune apoi unde locuiește Iisus, nu descrie locuința sa. Păcat. Acel loc ar fi permis să știm mai multe despre Iisus. Dar poate chiar pentru acest motiv evanghelistul nu descrie un loc. Cunoașterea lui Iisus nu poate fi conținută într-un loc. Dumnezeu nu poate fi încadrat într-o definiție. Acest fragment ar putea reprezenta refuzul oricărui fundamentalism, care ar vrea să constrângă vederea lui Dumnezeu într-un mod unic și absolut. Nu există un singur mod de a-L întâlni pe Iisus, de a-L descoperi pe Iisus. Avem poate încă vie în minte imaginea magilor din Evanghelia citită în preajma sărbătorii Crăciunului. Magii, urmând steaua, au pornit în căutarea pruncului. Ei exprimă un mod onest de a căuta, lăsând deoparte frica de a se mișca chiar și pe timp de noapte. Deși veneau de departe, au avut curajul să se întâlnească în teritorii necunoscute, poate chiar dușmane. Ei nu vedeau cu exactitate totul. Nu știau totul, dar s-au crezut în semnele pe care ușor-ușor le-au întâlnit și care i-au condus la prunc. În opoziție cu magii, există o umanitate care nu este dispusă să se miște, care preferă să rămână închisă în propriile siguranțe. Irod nu se mișcă, îi este frică, nu are curajul de a lăsa propriul palat, se gândește că ar putea să se folosească de alții pentru a găsi răspunsul la propriile întrebări. Magilor, în schimb, nu le este frică să iasă. Ei caută. Nu aruncă cuvintele, ci le verifică. Sunt dispus să riște, merg chiar până la Betleem, acolo unde părea a fi imposibil să găsească răspunsurile pe care le căutau. Și iată, răspunsurile la dorințele inimii lor se găsesc chiar în locul care părea mai puțin demn să le găzduiască. În continuare, doresc să relatez o povestioare despre o păpușă de sare, care voia cu orice preț să vadă marea. Într-o zi aceasta a decis să plece la drum. Era unicul mod prin care putea să-și astâmpere dorința de cunoaștere. La începutul călătoriei, păpușa a întâlnit un munte pe care îl întrebă: îmi spui și mie, te rog, unde se află marea? Muntele, rămas puțin pe gânduri, răspunde dezamăgit: îmi pare rău, dar cred că nu am auzit niciodată vorbindu-se de mare.
Păpușa continuă drumul dezamăgită de răspunsul primit, fără a-și pierde însă curajul. Întâlni de această dată un copac și se opri să-l întrebe: îmi poți spune, te rog, unde pot întâlni marea? Copacul se gândi puțin, apoi îi răspunse: ascultă, nu sunt sigur. Se pare că am auzit vorbindu-se de acest nume. Cred că poți întreba fluviul care se află puțin mai la vale. Păpușa începea să devină perplexă și se întreba dacă nu cumva doar mintea ei a inventat acest cuvânt și această dorință. În cele din urmă, ajunge la fluviu și din nou aceeași întrebare. Fluviul i-a răspuns imediat: sigur că știu unde este marea, urmează-mă, te conduc la ea. Păpușa de sare prinse și mai mult curaj și început să fugă urmând cursul fluviului. După o călătorie interminabilă, păpușa ajunge la mare și descoperi ceva de-a dreptul imens, surprinzător și misterios în același timp. Era de acum apusul. Razele soarelui începeau parcă să se unească cu valurile mării, iar păpușa nu reușea să înțeleagă ce se întâmplă. A rămas acolo pe loc mult timp, blocată în fața ceea ce vedea, cu gura căscată. În cele din urmă se decide să întrebe marea: spune-mi, cine ești? Sunt marea. Și ce anume este marea? Sunt eu. Nu înțeleg, răspunse păpușa, dar mi-aș dori tare mult să înțeleg. Explică-mi, ce anume pot face? Simplu, atinge-mă. Atunci păpușa a făcut curaj. Se apropie de mare și cu un picior atinse apa. Imediat experimentă o senzație ciudată și totuși avea impresia că a început să înțeleagă câte ceva. Când redresese piciorul și-a dat seama că degetele de la picior dispăruse, speriată a început să protesteze. Ce anume mi-ai făcut? Unde au dispărut degetele mele? Fără să se tulbure, marea îi răspunse: de ce te plângi? Ai oferit pur și simplu ceva pentru a înțelege. Nu era ceea ce ai cerut? Păpușa, plângând, răspunse: da, cu adevărat, nu mă gândisem, dar... Se opri și reflectă puțin, apoi înaintă decisă în apă. Și apa, în mod progresiv, o învăluia și îi desprindea câte ceva în mod dureros. La fiecare pas, păpușa pierdea câte un fragment. Dar cu cât avansa, cu atât mai mult se simțea sărăcită de o parte din ea, cu atât mai mult avea senzația că înțelegea mai bine. Dar nu reușea încă să exprime ce anume ar fi marea. Astfel exprimă din nou obișnuita întrebare: ce anume este marea? Un ultim val acoperi ceea ce mai rămăsese din ea. Și chiar în momentul în care dispărea, pierdută printre valuri, la un moment dat răspunse: acum știu ce anume este mare. Astăzi, multora le este frică să caute, să discearnă, să identifice planul lui Dumnezeu pentru a-L urma. Însă cel care nu caută se simte și mai mult pierdut în fața necesității de a înțelege și de a se întreba, preferând mai degrabă ca altcineva să gândească în locul său, propunându-i un model standard de urmat. Iisus refuză să dea un răspuns standard, refuză să ofere un model care să fie urmat. Iisus propune mai degrabă o experiență: ce căutați? Și apoi tot El spune: veniți și vedeți. Ca și Abraham, suntem chemați să lăsăm ceea ce ne este familiar și să mergem în locul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi, în adâncul inimii noastre. Pe parcurs, ne transformăm din ce în ce mai mult în noi înșine, în oameni pe care Dumnezeu i-a dorit de la început. Urmând chemarea pe care Dumnezeu ne-o face de a trăi experiența întâlnirii cu El, devenim o binecuvântare pentru cei dragi și găsim mai ușor drumul unității. Amin.
Iubiți frați și surori, uniți în Domnul Iisus Hristos, să proclamăm acum credința noastră comună într-un singur Dumnezeu, Tată, Fiu și Duhul Sfânt. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui, și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dădătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc cu un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Dumnezeule al vieții, Tu care ne chemi să Te lăudăm din realitatea lumii noastre și să ne recunoaștem unii pe alții ca dar al Harului Tău, fă ca privirea Ta iubitoare, care se îndreaptă spre fiecare dintre noi, să deschidă inima noastră pentru a ne accepta unii pe alții așa cum suntem. Să ne rugăm cu toții spunând: Dumnezeul păcii, Dumnezeul iubirii, în Tine este speranța noastră. Dumnezeul păcii, Dumnezeul iubirii, în Tine este speranța noastră. Dumnezeul vieții, Tu ai creat fiecare ființă umană după chipul și asemănarea Ta. Te lăudăm pentru darul diferitelor noastre culturi, expresii de credință, tradiții și etnii. Dă-ne curajul de a ne manifesta împotriva nedreptății și aurii dintre rase, clase, sex, religie și frica de cei care nu sunt ca noi. Dumnezeul păcii, Dumnezeul iubirii, în Tine este speranța noastră. Dumnezeule milostiv, Tu care în Hristos ne-ai arătat că suntem una în Tine, învață-ne să folosim acest dar în lume, astfel încât în toate țările, credincioșii din toate religiile să poată fi auziți și să trăiască în pace. Dumnezeul păcii, Dumnezeul iubirii, în Tine este speranța noastră. O Iisuse, Tu care ai venit în lume și ai devenit unul ca noi, Tu cunoști dificultățile din viața oamenilor care suferă din diferite motive. Fă ca Duhul compasiunii să ne determine să împărtășim timpul nostru, viața noastră și bunurile noastre cu cei mai nevoiași. Dumnezeul păcii, Dumnezeul iubirii, în Tine este speranța noastră. Duhule Sfânt, Tu cel care asculți strigătul creației Tale rănite și strigătele celor care suferă din cauza schimbării climatice, condu-ne spre noi stiluri de viață, fă să putem învăța să trăim în armonie ca parte a creației Tale. Dumnezeul păcii, Dumnezeul iubirii,
în Tine este speranța noastră. Dumnezeule, Tu ne păstrezi uniți ca o singură viță în Fiul Tău, Iisus. Fă ca Duhul Său de iubire să rămână în noi, în întâlnirile parohiale și în întrunirile ecumenice. Dă-ne să putem celebra cu bucurie prezența Ta printre noi. Așa Te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Dumnezeule Atotputernic, ascultă rugăciunile copiilor Tăi. Noi preamărim creația și răscumpărarea noastră. Ascultă rugăciunile noastre și binecuvântează această apă care face să rodească pământul, reînnoiește și purifică omenirea. Prin botezul lui Hristos în Iordan, Tu ai sfințit apa botezului. Prin el Tu ne-ai renăscut și reînnoit pe toți în sfințenie. Dă-ne ca acest element al creației, izvor de viață, apa, să devină semnul reînnoirii noastre pentru a lucra cu ajutorul Duhului Tău la venirea împărăției Tale. Întrucât Tu ești începutul și sfârșitul, dă-ne ca apa pe care o primim acum să fie o pregustare a noii creații în care sperăm. Acestea le cerem prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Conștienți că suntem frați între noi și facem parte din poporul lui Dumnezeu, să ne îndreptăm spre ceruri și să ne rugăm așa cum ne-a învățat Domnul nostru Iisus Hristos. Să vă mulțumim pentru vizionare!
miluiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale și binevoiește a-i dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul tău. Oferiți-vă semnul iubirii frățești și al păcii. Pace. Împreună pentru a implora darul unității, călăuzește-ne cu Duhul Tău, pentru ca nu numai prin cuvinte, ci și prin faptele și viața noastră, să dăm mărturie despre Tine și astfel să ajungem într-o zi să trăim toți împreună în înțelegere și pace, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Înainte de binecuvântarea finală, vă mulțumesc tuturor celor prezenți în această seară, în prima zi din Octava Mondială de Rugăciune pentru unirea în credința creștinilor, aici, în seminarul nostru teologic romano-catolic din Iași.
Mulțumesc de asemenea tuturor celor care au fost în comuniune cu noi și sunt în comuniune cu noi prin Erces Media și mulțumesc celor care s-au îngrijit ca această primă întâlnire să o poată urmări toți cei de bună voință și să se alăture nouă în toată octava aceasta mondială de rugăciune pentru grăbirea timpului unității în Biserica lui Hristos. Mulți poate sunteți descurajați sau ne descurajăm că ani la rând ne rugăm în această octavă și parcă nu se vede nimic. Nu trebuie să ne descurajăm niciodată. Facem totdeauna partea noastră și lăsăm pe Dumnezeu, acela pentru care totul este cu putință. Cum ați auzit și în rugăciunea pe care o spunem la fiecare sfântă liturghie, îl implorăm pe Hristos ca să dăruiască bisericii pace și unire, dar de fiecare dată se adaugă după voința ta. Noi am vrea ca acum, ne-am rugat acum să se înfăptuiască. Foarte ușor se creează ruptura, dezbinarea, foarte greu unitatea, dar aș vrea și vă îndemn să nu vă descurajați, ci să ne rugăm cu încredere, lăsând pe Dumnezeu să găsească modalitatea, folosindu-se de noi oamenii, pentru grăbirea acestei unități pe care a dorit-o Hristos așa de mult și a exprimat-o în rugăciunea sacerdotală, ca toți să fie una. Așa că îndemn pe toți, pe această cale, în toată octava mondială de rugăciune, să se unească în familii, la biserică, în particular, rugându-se stăruitor pentru această unitate în Biserica lui Hristos. Acum vă împart binecuvântarea finală și cu ea ne reîntoarcem la ale noastre, preamărindu-L pe Dumnezeu pentru momentele frumoase de comuniune pe care le-am trăit la această primă întâlnire din octavă. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului! Să binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Celebrarea s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim.